Frații mei scumpi și prea iubiți, am în inima mea un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a spus și eu cred că este foarte important să vi-l spun și dumneavoastră că mi l-a descoperit pentru copiii Domnului acela care și-au pus încrederea în El. Și nu vreau să mă lungesc prea mult și aș vrea să spun acest mesaj și fie ca să ne pătrundă în inimile noastre. Cu vreo 2 luni de zile în urmă am avut o vedenie, o descoperire din partea Domnului pentru Biserica Domnului de pretutindeni și în vedenia mea mă făceam pe un drum și la stânga mea și la dreapta mea erau cruci pe care erau oameni răstigniți. La dreapta mea erau unii oameni care se vedeau că erau de mult răstigniți acolo. La stânga mea erau unii care când se erau sus pe cruce, când se coborau jos și erau unii care se învârteau în jurul crucii. Așa, urmându-mi drumul în vedenia mea pe acel drum, un înger al Domnului a stat lângă mine și a întins cu bucurie mâna către cei de la dreapta și a zis, uite, ăștia sunt ai Domnului. Și eu am zis, cum? Aceștia? Da. Și mi-au zis, vezi, tot ceea ce vezi tu aici, sunt toți creștinii de pretutindeni, de la orice confesiune religioasă. Aceștia pe care îi vezi tu, care sunt răstigniți și vezi că sunt de mult, aceștia odată, atunci când au venit și au făcut legământ cu Domnul, împreună cu legământul și-au răstignit și pofta și firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Aceștia de la stânga sunt aceia care atunci când vor să vadă lumea că ei sunt pocăiți, stau acolo pe cruce și când le este greu, să coboară. Aceștia care se învârt în jurul crucii sunt aceia care fie lumea, fie credința pentru ei este tot una. Mergând eu pe acest drum și uitându-mă în vedenia aceasta mea, am văzut un alt tărâm. Se făcea un alt pământ, să vă explic așa să înțelegeți. Și era tare frumos acolo. M-am uitat cu atenție la aceia care erau răstigniți și învechiți. Deci au răstigniți de mult acolo. Și din ei, cum să vă spun eu să mă înțelegeți dumneavoastră, ieșeau tot ei, dar un om schimbat. Și mergeau spre acel tărâm. Și mi-a spus, vezi, toți cei care are firea răstignită împreună cu poftele și patimile ei, merg acolo, tare frumos era acolo. Eu vrând ca să mă duc acolo, și asta mi-a dat și mie de gândit pentru viața mea, îngerul s-a uitat la mine și a plecat capul. Și eu mi-am adus aminte, Doamne, ai milă de mine păcătosul, căci nici eu n-am întregime firea răstignită ca să pot să ajung acolo. Și dintr-o dată m-am făcut în locul acela. Și acolo așa era tare frumos. Se vedea în depărtare un munte, așa după cum mi s-a dat mie în vedenie, acolo era Domnul Iisus, erau îngeri care veneau și se duceau peste această mulțime de frați, acolo erau frați și surori mici și mari, vreau să vă spun, care se închinau înaintea Domnului, alții se rugau, alții cântau, îngerii veneau și se duceau și uitându-mi eu la toate acestea, îngerul mi-a spus, vezi tu, aceștia, toți care sunt aici înaintea Domnului sunt aceia care și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Măcar că ei astăzi sunt pe pământ, totdeauna sunt înaintea Domnului. Și acești îngeri pe care tu îi vezi venind și ducându-se sunt aceia care vin cu binecuvântări, cu răspunsul la rugăciuni, cu răspunsul pentru cei bolnavi, pentru vindecări ungeri cu un de lemn pentru cei bolnavi. Și uitându-mi eu la aceste lucruri, m-am uitat înapoi și am văzut celălalt tărâm pe care fusasem cu crucile și cu oamenii care au răstigniți. A început să ardă. Și acești oameni au văzut, cei care erau pe cruce și se mai dădeau jos, au început să fugă și să ajungă pe tărâmul alant. Se făcea că și ei vedeau în ultima instanță. Și cei care se învârteau în jurul crucii, tot la fel. Dar nu puteau să treacă prin, să ajungă prin propria lor forță. Și îngerul mi-a spus așa, știi tu,
de mult Dumnezeu înștiințează poporul lui de pretutindeni că va veni o mare încercare peste toți creștinii din toată lumea. Știu, vedenia aceasta e foarte tainică, Dumnezeu să ne dea înțelepciune la tot să o putem pricepe. Și dacă toți cei care se numesc creștini și au făcut legământ cu Domnul, nu își răstignesc firea lor pământească împreună cu poftele și patimile ei, în ziua aceea nu vor putea ca să biruiască când Dumnezeu va îngădui, și asta e cât de aproape ziua aceea, ca să cerceteze pe toți aceia să vadă care sunt trup și suflet alături de credința cu care au jurat înaintea Domnului Iisus. Și a spus, tu să te duci să spui pretutindeni aceste cuvinte.